Estás viendo un episodio in Dream League Soccer. Și acum doar o să fac un tutorial. Și da, mi-am făcut echipa Chelsea pentru că mi s-a blocat jocul și după aia ar trebui să-l dezinstalez și să-l instalez iar. Și n-am putut să dau restart de la joc pentru că trebuie să trec semifinala ca să pot să dau. Se ia cupa de la Academy Divisions. Ok, acum o să facem tutorialul. Și tutorialul ăsta este despre Foarfeca. Alții ziceau că e un om normal, dai pasă la unul și după aia la ăla care vine trebuie să dai cu spatele, să-i facă Foarfeca. Nu, nu e așa. Deci, să vă arăt acum. Aveți nevoie de un fotbalist care are mult CF, e cu roșu, eu l-am pe Nolito și deci mergeți în jos sau în sus. Faceți braziliana și după aia găsați cu degetul în jos. Așa. Stai că nu mai ieșit. Ați văzut? Și faceți așa până când vă iese. Și hai să mai încercăm ca să dure și episodul ăsta o leac mai mult. Ok, și aproape. Ok, hai să... Nope. Fix acum nu-mi iese când filmez și eu, nu? Pam, pam. Mi-a ieșit cât de cât atunci, dar o să mi iasă și mai bine. Hai să mai încercăm. Cred că o să mi iasă și mai bine. Ia. Fii serios. Ce faci, mă, acolo? Haide, haide, ok, te rog, în jos. Ați văzut? Hai să dăm și reluare. Uitați, faceți braziliană, după aia glisați cu degetul în jos. Și vă face Foarfeca, aparent da. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Diego. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să lăsați comentul micuț. Pa, da, pa! Bine, pa!